cum putem demonstra unui admirator al Scripturii că sâmbăta este ziua de odihnă? A demonstra. Pavel spune, demonstrația nu trebuie făcută cu înțelepciunea vorbirii, cu metode, cu manipulări, cu argumente, cu evidențe, ci demonstrația trebuie făcută cu o dovadă dată de Duhul și de putere. Duhul Sfânt aduce convingere și puterea lui se manifestă. În ce privește demonstrația, în ce privește expresia aceasta, un admirator al bisericii, indiferent despre ce biserică este vorba, nu știu dacă este inițiativa dumnealui sau a fost indus în această poziție, dar este la un pas de a fi un idolatru, admirând ceva. Noi suntem chemați să apreciem, sigur că da, să vedem valori, dar admirația noastră este pentru Mântuitorul. Cântarea mea de laudă, spune psalmul, este pentru El. Așa că omul acesta trebuie condus de la un admirator al trupului lui Hristos la un admirator al lui Hristos în persoană. Și făcând lucrul acesta se produce transformarea aceea. Specific vorbind despre sabatul Domnului, acest lucru a fost predat în lume, cam cum zicem noi românii, am pus carul înaintea boilor. Domnul sabatului este temelia acestei înalte învățături dumnezeiești a odihnei sufletului, Domnul sabatului, și sabatul Domnului devine un semn care ne conduce la această destinație. Biblia definește sabatul ca un semn. Nu trebuie nicio demonstrație aici, eu cred, pentru că personal nu am întâlnit clerici sau oameni care cunosc Scriptura care au avut nevoie de vreo demonstrație în această privință. Este un lucru limpede. Chiar vă rog să accesați predicile lui John MacArthur privitoare la cele 10 porunci. Când urmăriți porunca a patra, omul acesta vorbește deschis. Ceea ce ar trebui însă înțeles cu această ocazie, și suntem chemați să facem un pas în față față de ce am știut până acum, este faptul că punctul cel mai important este Domnul sabatului. Și doar acela a ținut sabatul Domnului, care s-a dus acolo unde l-a trimis semnul acesta. V-am dat sabatul ca un semn între mine și voi, ca să știți că eu sunt Domnul care vă sfințesc. Acesta este un semn care conduce la sfințitorul, la acela care sfințește. Așadar, să punem în ordine aceste trei lucruri: demonstrația, admirația și punctul cel mai important, care este Mântuitorul nostru. Cam aceasta la prima întrebare. Vezi că mă grăbesc, că vreau să ne încadrăm în timp. Da, e adevărat. Ce înseamnă a fi născut din nou, domnule pastor? Wow, e o întrebare care ar trebui să ne ocupe mult timp, dar, prieteni dragi, vă sfătuiesc să faceți ce și eu mă lupt să fac de o viață, și anume să mergem la izvor. N-are rost să explicăm noi, cum a explicat șarpele în grădină, ce înseamnă cuvintele să nu mâncați sau să mâncați sau veți muri. N-are rost să teologizăm aici, ci trebuie să mergem la izvor. Și la izvor găsim aceste lucruri explicate de Mântuitorul unui om care a întrebat ca și tine: cum se poate face așa ceva? Suntem în Ioan 3. A întrebat Nicodem: cum se poate face așa ceva? Și atunci Mântuitorul a spus așa: uite, aici este amestecată o taină și o revelație. Unii oameni sau unele credințe sau farisei, spre exemplu, ei nu aveau taine. Ei știau să răspundă absolut la orice întrebare. E un târg aici în California, unde mai merg eu cu soția joi seara, și e un rabin evreu pe care știu de 20 de ani acolo, are deasupra o pancartă: Ask the Rabbi. Întreabă pe rabinul. Dar nu prevede acolo că ar fi vreo întrebare care rabinul nu știe. Întreabă-l pe omul, că omul ăsta are răspunsul la toate. Iisus spune așa: vezi că aici este o taină. Și revelația aceasta este împărțită de Scriptură în cele două mari aspecte ale ei. Unu, lucrurile descoperite, care ne sunt date nouă, și lucrurile tainice, misterele, care sunt legate de Dumnezeu. În aceste lucruri nu am acces,
dar am acces la acela care deține taina aceasta și pentru care aceasta nu este taină. Așadar, în răspunzând cum se face așa ceva, uite, simplu i-a spus Iisus. După cum a înălțat Moise șarpele în pustiu, tot așa trebuie să fie înălțat Fiul omului. Pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Se poate mai simplu de așa, dar tocmai în aceasta constă problema. Noi suntem mușcați de șarpele mândriei și ne scuturăm ca Naaman. Ce îmi spui tu, Doamne, mie că soluția pentru lepră e să mă bag în apa asta? Pe ce n-aveam eu apă și a vrut să plece înfuriat, numai că a avut prieten și sfătuitor bun care i-a spus, smerește-te, prietenul nostru, și vei fi binecuvântat. S-a smerit, s-a supus lui Dumnezeu, a zis, Doamne, cum a zis Petru, toată noaptea am pescuit, dar la cuvântul tău mai încercăm o dată, ce să mă. Și a ieșit bine când la cuvântul lui. La fel este aici. E ceva tainic. Nu poate cineva să explice mecanismul. Vântul suflă încotro vrea, dar nu știi tu de unde vine, unde se duce, că nu ai acces la lucrurile acestea. Dar vezi efectul. Vezi că se mișcă ceva în viața ta și atunci și cel de lângă tine vede lucrul acesta. Privirea la Domnul nostru Iisus Hristos, așa cum este prezentată în a doua Corinteni, transformă ființa noastră. Noi privim cu fața descoperită ca într-o oglindă și suntem transformați, adică născuți din nou. Aceasta înseamnă. E mult prea larg lucrul acesta ca să putem să-l accesăm acum. Aș vrea numai să-mi amintesc un singur lucru. Nașterea din nou se opune mândriei omului care vrea să fie mântuit prin faptele lui. Ea se opune acestui lucru. Nașterea din nou. Nașterea din nou este un dar pe care îl dă Dumnezeu acelui care îl crede pe cuvânt și primește darul acesta. Și ne spune Pavel în Epistola către Tit, capitolul 3, el ne-a mântuit nu pentru faptele noastre, e același cuvânt din Efeseni, de fapt. El a luptat mult cu lucrul acesta în viață și până în ziua de astăzi trebuie să ne luptăm cu noi înșine ca să primim acest adevăr. Mi se pare prea simplu, doar să te uiți și să fii vindecat. Mi se pare ceva. Pune-mă să fac altceva. Stăpâne, dacă îți cerea ceva greu, nu e adevărat că făceai. Păi da, asta corespundea mândriei mele. Uite, am urcat pe Himalaya, 8848 de metri, îți dai seama ce am urcat acolo. Dar așa, dacă mă pui să merg la pas pe trotuar, după 3 pași pe trotuar, păi da, ce glorie e întreaba asta. Tocmai aici este că toată slava se îndreaptă spre Dumnezeu. Noi am fost mântuiți nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Mulțumim! Ar trebui să mă rog la sfinți? Întreabă cineva. Cred că este o întrebare retorică mai degrabă decât una de cercetare. Dar hai să-i întrebăm pe sfinți. Hai să-i întrebăm pe sfinți. Să-l întrebăm pe Sfântul Petru. Ce zici, Sfinte Petru, să ne rugăm la tine? El a spus lui Cornelius, ridică-te și eu sunt om ca tine. Dar la îngeri, poate că, hai, nu la oameni să zicem, dar la îngeri. Îngerul i-a spus lui Ioan, ferește-te, când acesta a vrut să se închine, ferește-te să faci așa ceva, închină-te lui Dumnezeu. Și cuvântul suprem al Domnului nostru Iisus Hristos, Domnului Dumnezeului tău, să te închini și numai lui să-i slujești. Aceasta este legea închinării. S-au făcut progrese mari în lume. Odinioară oamenii nu făceau deosebire între a se închina la sfinți și a se închina lui Dumnezeu. Astăzi am observat luptă serioasă pentru oameni credincioși care arată, nu, sfinții trebuiesc învățați, înțeleși, prețuiți, urmați-le exemplu, dar închinarea aparține exclusiv lui Dumnezeu. Sigur, va fi mai ușor să întorci Dunărea înapoi decât să întorci un curent care a devenit tradiție pentru milioane de oameni, dar pe cât pare de complicată această lucrare, pe atât de simplă, de simplu se produce ea când spune Scriptura te uiți și privești și ești transformat.
Corect. Următoarea întrebare sună așa: este suficient să crede în Domnul Iisus pentru a fi mântuit? Este suficient dacă înțeleg și ce înseamnă a crede. A crede are două nivele. Este unul demonic, care privește doar intelectul, și este unul dumnezeiesc, așa cum este exprimat de Iacov, apostolul, care spune: credința fără viață este moartă, dacă nu se transformă în viață și ființă. Tu zici că Dumnezeu este așa, tu spui cred în Hristos și așa mai departe, dar nu uita lucrul acesta, spune Iacov, că și vracii cred lucrul ăsta. Nu e ceva, nu te face deosebit lucrul acesta. Și dacă lași ca acest cuvânt să devină trup și viață în tine, aceasta e adevărata credință. Și dacă înțelegem credința în contextul acesta pe care Scriptura ne-l prezintă, da, crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit. Aceasta înseamnă predarea ființei noastre lui și primirea vieții lui în viața noastră. Aceasta înseamnă a crede. Poți să fii o persoană spirituală fără să aparțin vreunei confesiuni, religii? Da, este la modă astăzi foarte mult. Și eu întâlnesc astfel de oameni și declină apartenența la trupul lui Hristos, dar își afirmă apartenența la Hristos, cum era în timpul lui Pavel. Eu sunt al lui Pavel, ăsta al lui Apollo, și unul zice: nu, eu sunt al lui Iisus. Eu n-am nevoie nici de Pavel, nici de Apollo, de nimic. Acum, dragii mei, trebuie să învățăm lucrul acesta de la Domnul nostru Iisus Hristos. Noi nu luăm relația cu biserica bazat pe cultură sau bazat pe tendința vremii, ci luăm relația aceasta de la Iisus. Cum s-a raportat el la biserică? Pavel spune, asemănând aceasta cu familia, bărbaților, luați exemplu de la Iisus. Cum și-a dat el viața pentru biserică, așa voi să vă dați viața pentru omul, pentru familiile voastre. Astfel că e posibil ca o persoană să înceapă în felul acesta. Eu vreau să fiu spiritual, nu vreau să fiu religios. Bine, faci lucrul acesta, de fapt este un ideal pentru mulți oameni și pentru, chiar pentru cel religios. El este chemat să devină duhovnicesc, care este un lucru care este binevenit în orice viață, indiferent ce poziție ocupă cineva acolo. Dar a nega legătura Domnului Iisus Hristos cu biserica lui înseamnă, de fapt, a crea un portret al lui Iisus care nu corespunde Evangheliei. El nu numai că nu s-a separat de biserică, ci și-a dat viața pentru ea. Trăim într-o vreme în care oamenii se plâng de toate cu privire la biserică. N-am văzut pe nimeni să se plângă de faptul că ar vrea să facă ceva pentru biserică și nu are posibilitatea. Uite, aș vrea să fac și nu am cum. E bine de luat în considerare și aspectul acesta. Da, foarte provocatoare partea aceasta de final a răspunsului dumneavoastră. Cum explicați următorul pasaj scris de Ellen White? Zice așa: împovărat de natura umană, Hristos nu putea să fie în fiecare loc în mod personal. De aceea era în interesul lor să îi părăsească, să meargă la Tatăl său și să trimită Duhul pentru a fi succesorul său pe pământ. Duhul Sfânt este El însuși dezbrăcat de personalitatea umanității și astfel independent. El se putea prezenta pe sine ca prezent în toate locurile prin Duhul Său Sfânt, ca omniprezent. Acesta este un pasaj logic în aparență. Problema este ce implică. El în niciun caz nu implică faptul că Iisus n-ar fi putut să fie acolo unde Dumnezeu dorea să fie din cauza că avea trup și era aici. Nu, Iisus putea să fie în orice loc în care Dumnezeu îl dorea în clipa aceea. Și sunt exemple clare. El știe de un pește în apă cu un ban în gură, el știe de cineva care în seara asta o să tăgăduiască numele lui și știe și de câte ori o să tăgăduiască numele lui și știe și de pocăința acestui om. Niciodată nu trebuie să facem din Iisus
o ființă limitată și să-l vedem prin lentila unui om. Aceasta e antropomorfism și distorsionează teribil imaginea. Ajungem să credem de fapt într-un om special. Nu avem de-a face cu acest lucru. Este un concept foarte larg dezbătut numit kenosis, anume cum a dezbrăcat Iisus atributele Dumnezeirii și le-a încredințat Tatălui. Deci aceste lucruri nu au fost pierdute sau din clipa de față a fost amputat. Nu. Acestea au fost încredințate Tatălui și s-a încredințarea kenosis, acesta a fost golirea aceasta și încredințarea lui Dumnezeu a fost completată în momentul în care Iisus a încredințat și suflarea Tatălui Său. În grădina Ghetsimani, El a încredințat, a golit de propria Lui voință, a încredințat-o Lui Dumnezeu, a primit voința Tatălui în viața Lui, iar pe cruce El a încredințat suflarea. Acolo se poate spune că s-a încheiat această predare. Și ultima întrebare din seria aceasta, înainte de momentul în care veți deschide cuvântul și ni-l veți prezenta, așa cum va inspira Dumnezeu, face referire la un eveniment și anume momentul secării Eufratului. Și un text din Apocalipsa 9 cu 14 pe care doresc să îl citesc în momentul de față pentru aceia dintre noi care nu îl cunoaștem sau să ne împrospătăm aceia care îl știm deja. Cuvântul spune așa, zicând îngerului al șaselea care avea trâmbița, dezleagă pe cei patru îngeri care sunt legați la râul cel mare Eufrat. Aceasta e în capitolul 9. Da. Versetul 14. 14, așa. Completarea acestui tablou o găsim în capitolul 16, versetul 12, când îngerul al șaselea varsă potirul peste râul cel mare Eufrat și apa lui seacă, pregătind calea împăraților care au să vină din răsărit. Unii comentatori au spus că este vorba de India și China. Acolo acesta este răsăritul în raport cu zona acolo, a împăraților din răsărit. Este vorba de o armată de 200 de milioane de soldați și este vorba de devastare. Cei patru îngeri legați cuvântul legați este legat și el de expresia opriți, 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 până voi pune sigiliul. Apoi vânturile sau furtunile omenirii, care a ajuns în ura împotriva lui Dumnezeu, care se manifestă împotriva celor ai lui, va atinge acest apogeu. E fascinantă cartea Apocalipsei. Ce vă sfătuiesc, nu turnați în beton nimic în ce privește Apocalipsa, pentru că am observat o continuă mișcare în înțelegerea lucrurilor și a evenimentelor. Au fost diverse epoci în istorie în care oamenii au identificat pe anticristul cu putare, cu Stalin, cu Saddam, cu Hitler, cu nu știu cine, și când a trecut acesta a urmat altfel, cu comunismul, cu ateismul și așa mai departe. Urmăriți, dezvoltarea sau înțelegerea Scripturii este o progresie și dacă mi-i îngăduiți, m-a întrebat un domn profesor, domnule, dă-mi un singur argument ca să mă fac adventist, mi-a zis dumnealui după ce am prezentat o predică pentru studenți și profesori. Dă-mi un singur argument, ce am fost speriat de moarte, că ei așteaptă un singur cuvânt concentrat cu toată încărcătura în el și într-o clipă. Chestia asta se obține după multă muncă, dar m-a scăpat Dumnezeu cum l-a scăpat pe Petru din apă. Înainte să mă înnec, mi-a venit în minte și i-am spus, domnul profesor, conceptul acesta al adevărului prezent este de mare importanță. Și anume, adevărul nu este un set de dogme sau un crez turnat în beton pe care îl repetăm de-a lungul anilor. Adevărul este o progresie și pe măsură ce timpul trece, lumina strălucitoare de la răsărit până la zenit învăluie omul. Așa că
ființa noastră trebuie să fie deschisă lui Dumnezeu, pentru că El nu poate da tot adevărul odată, nu poate da tot adevărul pentru totdeauna, ci i-a spus unuia dintre noi, uite, tu înțelegi ceva acum, dar nu înțelegi și o să vină vremea când o să înțelegi. Dacă ne legăm în felul acesta cu concepții fixe sau fixiste în creierul și viața noastră, riscăm să ratăm posibilitatea creșterii în cunoștință pe care Dumnezeu ne-o dă cu fiecare zi care trece. Domnule pastor, ne oprim aici cu întrebările. Am primit între timp și alte întrebări. Vă mulțumim mult pentru ele. Vom avea sesiunea de la final pentru răspunsuri în aproximativ jumătate de oră, timp pe care îl dedicăm sufletului nostru, minții noastre, în această prelegere pe care o va prezenta pastorul Nicu Butoi, o prelegere ce va vorbi despre o chestiune foarte importantă pentru sufletul nostru, pentru mintea noastră, pentru creșterea noastră spirituală. Am să îl invit să înalți o rugăciune în momentul acesta, o rugăciune în care să amintească și o persoană care astăzi împlinește o frumoasă vârstă. Wow, wow, wow. Este vorba despre Antoaneta, ea este aici cu noi, așa că cred că ar fi un gest frumos, pentru că nu se întâmplă în multe momente din viață un context de genul acesta în care putem să fim așa, ca într-o familie mare și să putem să mijlocim unii pentru alții. Dacă mai sunt și alte persoane care astăzi serbează ziua de naștere, să ne scrie lucrul acesta și cu siguranță ne vom ruga și pentru dumnealor. Dar pentru că eu știu doar despre Antoaneta în momentul acesta, vă invit, domnule pastor, ca în momentele următoare să vă rugați pentru dumneaei și pentru revărsarea Duhului Sfânt asupra noastră, a tuturor, pentru a primi mesajul curat al adevărului din partea lui Dumnezeu. Tată, îți mulțumim mult pentru harul de a fi în prezența ta în locul acesta și suntem copleșiți de bunătatea ta. Îți mulțumim pentru făgăduința Duhului Sfânt care ne învață și ne călăuzește în tot adevărul. Amin. Îți mulțumim pentru darul vieții și aceasta includem și aniversarea Antoanetei și te rugăm, Doamne, ca Tu să îi oferi astăzi un dar duhovnicesc care să fie și să rămână cu ea întreaga viață și pentru totdeauna. Amin. Te rugăm și pentru acei anonimi care aniversează un eveniment frumos sau unul dureros din viața astăzi. Oriunde sunt ei, Doamne, întărește sufletul lor și al nostru, al tuturor, cu prezența ta. Amin. Pentru cuvântul care va fi spus astăzi, Doamne, te rugăm în numele Domnului Iisus Hristos. Împlinește astăzi cu noi rugăciunea lui Samuel. Vorbește Tu, Doamne, și robii Tăi te ascult. Și fă, Doamne, ca fiecare cuvânt pe care ni-l vei da să nu se întoarcă fără rod la Tine. Așa ai spus în cuvântul. Cuvântul meu nu se va întoarce fără rod la mine și rodul să fie sufletul nostru iubitor de Dumnezeu. Amin. Și de aproapele nostru și de lucrarea Ta sfântă. Ne închinăm și îți mulțumim. Amin. Amin. Domnul să vă dea înțelepciune. Amin. Așa să ne ajute Dumnezeu. Deci, dragii mei, tema acestor 5 zile a fost prețul dorinței. Și am învățat că, de obicei, noi gândim că plătim faptele noastre, dar dacă ne uităm de aproape, observăm că plătim dorința noastră, fiindcă faptele noastre nu au fost altceva decât materializarea unei dorinți a noastre. Și atunci mutăm frontul de la a ne lupta cu faptele noastre la acolo unde l-a mutat Iisus, în domeniul inimii, și anume de a vedea dorința noastră în lumina prezenței lui Dumnezeu, adevărul așa cum este El în Hristos, cu privire la dorința mea. Și atunci, când înțelegem prețul acestei dorinți, mergem înainte sau ne oprim, iar rămâne la stadiul acesta. Și astăzi, în mod special, vom vorbi despre, sub titlul acesta, Târgul lui Esau. Fără îndoială că știți pagina istorică prezentată în Scripturi cu privire la tranzacția dintre el și fratele lui, cu privire la mâncare și la dreptul de întâi născut, a făcut un târg
acolo. Și pentru că a fost lăsat în Scripturi, Biblia spune așa, tot ce a fost lăsat aici este lăsat pentru învățătura noastră, e didactic ce scrie în Scriptură, pentru învățătură. El este dat nu ca să rezolve o situație, aceasta mai poate rezolva doar Dumnezeu și harul său. El este dat să prevină, cuvântul lui Dumnezeu este dat primordial să prevină o situație. Vă scriu să nu păcătuiți. Dacă cineva a căzut, nu dispera, nu duce lucrul diavolului acum până la capăt, în disperare, avem la Tatăl un mijlocitor. Crede lucrul acesta din toată inima și crede-l când el a spus că oricare ar fi situația care este în Isaia, Dumnezeu va transforma negura decăderii noastre în albul acesta frumos despre care vorbește el, al zăpezii curate. Astăzi vom urmări două aspecte specifice. Unu, armonie și disarmonie în ființa noastră. Noi suntem o ființă creată să lucrăm armonic și așa este un motor pe care l-am făcut noi. De asta se numește curea de distribuție, timing belt, îi zic aici în America. Deci pune piesele și lucrează toate în armonie unele cu altele. Se întâmplă că ființa noastră este virusată și ajungem în situația ca un organ al ființei noastre, cum ar fi gustul, să zicem, și, sau imaginația noastră, un organ să ajungă să lupte împotriva corpului și satisfăcând poftele acestui organ, să distrugem corpul nostru. Doi, satisfăcând poftele fizice, morale și de altă natură, să distrugem pe cele duhovnicești. Este arta Satanei de a crea acest haos, acest fel de boală autoimună în care corpul luptă împotriva lui însuși. Și cum spunea preotul alcoolic din sat, eu sunt dușman pe viața mea. Am înțeles lucrul acesta. Dumnezeu te poate face prieten cu viața ta. Și acesta e primul punct. Al doilea punct pe care o să-l avem în vedere astăzi este echitatea tranzacției. Nu lucrăm orbește. Când ne ducem să cumpărăm o haină, raportăm haina aceea la prețul care îl are. Și atunci dacă vedem că prețul este absurd, nu mergem mai departe cu tranzacția, spunem mulțumesc, lăsăm marfa acolo unde este. Și la fel în domeniul duhovnicesc. În momentul în care ne dăm seama că lucrul care ne este oferit și prețul pe care trebuie să-l plătim pentru așa ceva sunt dezechilibrate, nu intrăm într-o astfel de tranzacție. Aș vrea să învățăm ceva de la început. Este aici, în America, găsești peste tot demnul acesta, sau cum se numesc, capcana aceasta, în care cad milioane, zeci de milioane de oameni, și scrie în magazine peste tot, cumperi azi și plătești mâine. Aceasta, păi ce să mai e, mai bine de așa nu se poate. Cumperi astăzi fără niciun ban și plătești mâine. Dar de fapt când constați cât ai plătit pentru lucrul acesta, vezi că ai plătit un preț dublu sau de patru ori sau așa mai departe. Noi nu plătim atunci când săvârșim un lucru. Și nu plătim când facem această tranzacție cu viața. Noi plătim când ne dăm seama ce am făcut. Ține minte lucrul acesta. A ne da seama ce am făcut este un lucru nemaipomenit de bun dacă îl așezăm înainte de a face un anume lucru. Fie bun, fie rău. Deci trebuie să-mi dau seama de însemnătatea, de valoarea nemaipomenită a lucrului pe care sunt chemat să-l îndeplinesc sau de primejdia acestuia. Dar trebuie să se întâmple înainte de săvârșirea acestui lucru, să-mi dau seama de schimbul acesta. Sigur, și după aceea are însemnătate și bine că ne dăm seama ce s-a întâmplat, suferință mare și Dumnezeu a spus dacă cineva nu și-a dat seama la timp și și-a dat seama după aceea, să nu dispere. Este cineva care știe să ia pe umeri oaia căzută în prăpastie și să o ia cu bucurie pe umeri și să o urce înapoi, să o alăture turmei.
Așadar, să urmărim câteva aspecte ale târgului lui Esau. În Genesa 25-29 este prezentată, începând cu versetul 29, această istorie, dar nu vom merge la ea înainte de a înțelege natura acestei probleme. Epistola către evrei, de aceea Sfânta Scriptură trebuie privită și învățată panoramic. Același lucru trebuie urmărit în mișcarea și dezvoltarea lui. Și cel mai însemnat lucru este de a înțelege natura problemei. De ce natură este problema aceasta? Cum menționam cuvântul lui Berdiev, pâinea pentru mine e materială, pâinea pentru aproapele meu este morală, e duhovnicească, sunt dator să lucrez aici. Epistola către evrei ne spune că acțiunea lui Esau sau târgul lui Esau nu a fost comercial și nici material și nu a fost legat de foamea lui, ci venea din altă parte și anume, vegheați să nu fie între voi nimeni desfrânat sau adulter sau lumesc. Aceasta a fost problema lui Esau, nu pofta de mâncare teribilă pe care a avut-o el, și nici imaginația lui bolnavă că dacă nu mănâncă acum va muri și așa mor. Nu aceasta era problema. El a pregătit căderea aceasta dinainte, fiind un om adulter și un om lumesc. Cu gândirea aceasta, intrând într-o astfel de tranzacție, el nu înțelege valoarea lucrurilor, nici a mâncării acesteia și nici valoarea dreptului de întâi născut. Datorită faptului că avea o gândire adulteră. Spurgeon a zis, poți fi un om adulter și în același timp un bun medic sau un bun avocat, a zis dumnealui. Nu cred că e bine ce a zis. Dacă aș fi avut ocazia, l-aș fi întrebat încă o dată, mă gândește-te o dată. Pentru că un om care cultivă adulterul în viață pune amprenta aceasta pe tot ce face. Nu este, cum spune Neremia, se duce în vale, după aceea la idol se șterge la gură și continuă viața. Nu, rămâne o amprentă pe suflet și lucrul ăsta devine un mod de gândire, de trăire. Iertați-mă. Devine un fel de izvor al tuturor lucrurilor, dă culoare practic la tot ceea ce facem. Fie dacă ochii sunt învățați să alunece în piață, am văzut o persoană în vârstă căruia îi aluneca ochii la biserică sărmană și am stat de vorbă cu el și a râs un picuț și am spus, nu mi se pare nimic de râs. Chiar mi s-a plâns de îmbrăcămintea unor surori care constituie o provocare pentru dumnealui. Și am spus, zic, lucrul acesta constituie o provocare pentru dumitale, dar pentru că ai venit aici pentru așa ceva, dar dacă nu ai venit pentru acest lucru, nu are de ce să fie o provocare pentru dumneata. În orice caz, vreau să spun că nimeni nu va putea despărți viața lui din piață cu viața lui de acasă, cu viața lui de la lucru sau din biserică. Nu. Chiar ieri citeam de un pastor care a fost chemat târziu noapte. Cineva ar fi vrut să se mărturisească, era pe patul de moarte. A mers acolo, a genunchiat lângă patul omului acestuia, s-a rugat, ea a întrebat pe omul ăsta dacă își predă viața lui Dumnezeu acum înainte de ultima suflare. Omul a spus da și atunci pastorul s-a genunchiat lângă el, a așezat mâinile peste mâinile lui și s-a rugat. Și ce credeți că s-a întâmplat? A murit într-adevăr omul acesta în timpul când se ruga pastorul, dar i-au găsit degetul mic de la mână băgat de desubtul curelei de la ceasul de la mână pe care o avea omul acesta. Când soția dumnealui a văzut că își pusese degetul să deschidă cureaua ceasului acestuia, a încremenit și a spus, zice, a murit făcând ceea ce a făcut toată viața. Dumnealui fusese os de buzunare și vreau să spun că nu există așa o lepădare, o compartimentare a bisericii, cum îmi spunea un creștin care era în stare de ebrietate și mă întreba ceva din Biblie
Și zice, cum ai înțeles? Zic, în primul rând am înțeles că ai băut astăzi. Și dânsul mi-a spus, Ana, nu are importanță, trupul cu ale lui, sufletul cu ale lui, nu există această divizare, ci Dumnezeul vostru să vă sfințească El însuși pe deplin. Acest lucru l-a trăit din nefericire Esau. Divizarea aceasta a gândit că poate să trăiască într-un nume fel în cele de fiecare zi, dar când va fi vorba de cele duhovnicești, cum ar fi dreptul de întâi născut, voi aceasta însemna linia pe care va veni Iisus, acolo el va fi credincios. Nu poate nimeni să se lepede de așa ceva. De aceea, el spune în momentul în care îi se propune tranzacția aceasta, dă dreptul tău de întâi născut, dar ce e asta? Nu are niciun fel de valoare. Adică nu înțelegea la ce îmi folosește lucrul acesta. Nu înțelegea valoarea lui. S-a făcut tranzacția aceasta, după ce a trecut, Esau își dă seama ce a făcut. Și în versetul 17 al aceleiași epistole către evrei, capitolul 12, pe urmă, știți că mai pe urmă a vrut să capete binecuvântarea pe care n-a fost primit. La urmă și-a dat seama de schimbul catastrofal pe care l-a făcut el. Pentru că măcar că o cerea cu lacrimi, n-a putut să o schimbe. Acolo nu era momentul de a încerca să negi sau să ignori ceea ce s-a întâmplat, ci era momentul pocăinței. Iartă-mă, Doamne, că felul meu lumesc și adulter m-a adus la a disprețui darul tău și a-l schimba pe ceva așa de nemernic, cum s-a întâmplat aici. Lucrul acesta e scris pentru învățătura noastră. El nu este o pagină din istoria prăfuită a omenirii sau a Bibliei, ci este prezent. Tranzacția aceasta are loc în fiecare moment. Valori, schimbul acesta de valori, după cum spuneam, nimic nu se vinde, nimic nu se cumpără, totul se schimbă. Schimbul acesta de valori este activat permanent în viața și ființa noastră. Doar prezența lui Dumnezeu în sufletul nostru ne va ajuta să înțelegem natura acestui schimb, ce primesc și ce dau în schimb. Doar prezența lui Dumnezeu ne va ajuta să înțelegem semnificația și proporțiile. Spre exemplu, Samson a schimbat poziția lui de om al lui Dumnezeu cu o alta de cumpărător al lucrurilor acestora. Părinții l-au sfătuit să nu meargă în direcția aceea, dar el a spus, eu am un singur argument, o fac ce-mi place și mie îmi place lucrul ăsta și care. El n-a înțeles ce primește și ce dă. O tranzacție groaznică a fost aceasta. Și-a pierdut libertatea, și-a pierdut ochii, și-a pierdut demnitatea, a pierdut aproape tot. Și s-a dat așa de nimic. Însă omul acesta, care este scris în epistola către evrei, toți aceștia și menționează și pe el, omul acesta s-a pocăit, s-a întors la Dumnezeu și a dat seama că a făcut acest schimb groaznic. Acest schimb ar fi trebuit să nu aibă loc niciodată, nici schimbul lui Esau. Nici nu trebuia să se intre în negociere. După cum citeam de unezi că omului Dumnezeu a spus diavolului, cu tine nu-mi pun semnătura nici pe o hârtie care prevede credința în Dumnezeu. Nu este cazul. Avem drumuri diferite când spunem credință în Dumnezeu. Lucrul ăsta nu trebuia să aibă loc. Vă sfătuiesc să nu se întâmple. Vă sfătuiesc să nu te duci la sfatul celor răi. Te sfătuiesc să nu te oprești. Te sfătuiesc să nu te așezi. Fă lucrurile acestea înainte să se întâmple. Dar dacă s-a întâmplat, cum a fost cazul aici, Dumnezeu i-a primit pocăința lui. Legat de această boală autoimună a sufletului, cea a trupului, avem specialiști care ne învață, sunt medicamente pentru acest. Și pentru această boală a sufletului. Este arta satanei de a pune două lucruri bune în tensiune. Observați că în biserică dezbinătorul pune doi oameni buni, unul împotriva altuia. Și așa se dezbină biserica, iar el stăpânește. Dezbinătorul ființei noastre
pune unul dintre organele noastre sau un aspect al vieții noastre nu în colaborare cu întreaga noastră ființă, ci împotriva ființei noastre, și așa se face că un singur rău de felul acesta, după cum o singură celulă bolnavă în corp, duce ființa noastră acolo unde n-am crede dacă cineva ne-ar spune lucrul acesta. Pavel Apostolul spune acest lucru în acel celebru text pe care îl cunoașteți, mă port foarte atent cu trupul meu, spune el, pentru că este există această primejdie ca trupul meu să mă facă să-mi pierd sufletul. Așa, asta spune el, mă port aspru cu cuvintele pe care le spun, mă port aspru cu gândurile, aspru însemnând treaz, sever, matur, autoritar. V-am dat putere, autoritate înseamnă cuvântul acesta. Mă port aspru cu trupul meu ca nu cumva să-mi pierd sufletul. Asta spune nu cumva după ce am predicat altora. Ființa noastră, cea fizică și cea duhovnicească, a fost întocmită de Dumnezeu să lucreze în armonie. Cum lucrează o instalație armonioasă. 1 Corinteni 12:24 ne spune că Dumnezeu a întocmit trupul în așa fel ca să nu fie nicio dezbinare în trup. Să nu te ducă la păcat sau la nenorocire, mâna ta cea dreaptă sau piciorul tău te duce la păcat. Restul trupului e nevinovat, dar cade victimă dacă acesta nu este întâmpinat. Cu alte cuvinte, să păstrăm totdeauna această armonie în ființa noastră, care este un efect secundar al armoniei cu Dumnezeu. Totdeauna prezența lui Dumnezeu ne va ajuta să avem steaua nordului în viața și ființa noastră, să înțelegem direcția în care mergem, să înțelegem valorile, prezența lui Dumnezeu. Noi trăim în prezența lui, gândim în prezența lui, fie că mânca sau be sau orice altceva, noi trăim această viață în prezența lui. Aceasta este singura cale de a putea împlini chemarea vieții noastre, care este chemarea vieții noastre definită în scurte cuvinte, a purta chipul lui Dumnezeu pe pământ. Aș dori să urmărim aspectul acesta relaționat la alți oameni. Sunt situații în care am dori, cum dorea sau vrea, mâncarea lui Iacob. Bine, și vedem. Avem în noi această pornire de a ne uita peste gardul vecinului, de a ne uita la iarba de dincolo de gard și de a considera că e mai verde și așa mai departe. Rob Lloyd spune, zice, niciodată nu dori realizarea cuiva înainte de a descoperi ce l-a costat acest lucru. Ce l-a costat să ajungă să facă acest lucru. Nu dori așa ceva. Nu dori să fii în locul lui până nu înțelegi prețul pe care el l-a plătit. Un prieten care a fost mult timp închis mi-a povestit personal că un alt creștin care a fost acolo a făcut un târg cu penitenciarul să renunțe la credință și atunci penitenciarul i-a dat niște zahăr. După ce i-a dat zahărul acesta, prietenul de care vă vorbeam povestea că a căzut. El a leșinat, a căzut. L-au dus în cameră și să-și revină, dar era complet epuizat de subnutriție. Și atunci un ofițer a spus, uite, să-ți dea fratele de credință, să-ți dea niște zahăr. Și fratele i-a dat câteva bucăți de zahăr, dar dânsul a spus, nu, mulțumesc. Și a spus, dumneavoastră știți cât l-a costat pe el zahărul acesta? Nu pot să primesc lucrul acesta. Asta s-a întâmplat la David când i-au adus apă de la poarta Betlehemului și a spus, nu știi că i-a costat viața, a vărsat-o pe pământ. Nu i-a trebuit așa ceva. Știm prețul cu care a fost plătit. Tot ce facem noi pe pământul acesta, Biblia numește semăna. Semănăm o sămânță. O vorbă este o sămânță. Un gând, un plan, un proiect, un simțământ, o gândire a noastră este o sămânță sau, în termen modern, este o investiție. Din ea, din această investiție, noi vom avea un rezultat.
care va fi o binecuvântare sau va fi un blestem. Este destul de târziu și este cu multă suferință să-mi dau seama la capătul celălalt. Unii oameni au trecut prin acest lucru, mărturisind, chiar mi-a spus un prieten, domnule, și-am văzut și mi-am dat seama și parcă mi-a venit în minte și totuși am ignorat lucrul acesta. Am spus, în aceasta constă neprihănirea lui Dumnezeu, pentru că ori de câte ori suntem în primejdie, un părinte pe copilul lui, Duhul lui Dumnezeu ne avertizează și ne spune nu merge pe drumul acesta, pentru că... Acum noi suntem între două posibilități. Este un cuvânt de înțelepciune care spune, este larg, dar din nou spun, vine din istorie. Noi avem de ales între durerea înfrânării, disciplinei, sacrificiului sau durerea regretului. Da, oricât de greu ni s-ar pare, nu? Oricât de grea ni s-ar pare disciplina sau regretul sau înfrânarea sau tăcerea sau cât de grele ni s-ar pare, acestea sunt nimic în comparație cu suferința pe care o aduce regretul. Este atât de mare și atât de grea încât unul dintre oamenii care au regretat teribil și-a legat ștreangul de gât. De aceea ne cheamă Bunul Dumnezeu să primim suferința aceasta mai degrabă, a disciplinei viață, a înfrânării, a renunțării, a sacrificiului de orice fel, să primim această disciplină care va lăsa în suflet o satisfacție permanentă în loc de a primi disciplina regretului. Dar vin din nou să spun, nu trebuie să facem din durerea regretului, nu trebuie să facem ucigașul sufletului nostru, nu trebuie să ducem mai departe, trebuie să ne oprim în acel loc, să nu mergem mai departe. Am un vecin la Loma Linda, Filip Arapache, și el mi-a povestit cum la trecerea frontierei din România pe Nera undeva, mergeau într-un întunere cum este Zmoala și la un moment dat au avut un simțământ așa în inimă și s-au oprit și unul dintre ei, erau trei băieți, unul dintre ei a luat o piatră și a aruncat-o înainte, în fața lui. Și ciudat, înfricoșător, n-a făcut niciun fel de zgomot. Au rămas suspendat și într-un târziu se aude POU! Era de fapt o prăpastie. Aruncase piatra aceasta în gol. Dimineața, spune el, ne-am dat seama că ne-am oprit la un pas de nenorocire. Cât de însemnat este să ascultăm glasul Duhului Sfânt, care ne spune pornește și mergi sau ne spune oprește. Aceasta este lecția pe care o comunică umblarea lui Israel în pustie, stâlpul de nor, stâlpul de foc. Ei nu plecau până nu pleca norul, nu se opreau până nu se oprea norul și noi trebuie să luăm această învățătură. Pentru învățătura e didactic, pentru învățătura noastră trebuie să luăm acest lucru pentru sufletul nostru. E ușor? Nu. Eisenhower spune, nu există victorii la preț redus, biruință la preț redus nu există. Ci trebuie să punem în luptă darurile pe care Dumnezeu ni le-a dat, înțelepciunea, lumina, hotărârea și mai ales disciplina aceasta duhovnicească pe care El a pus-o în sufletul nostru, care întâmpină răul înainte de a se produce. Aș vrea să ne oprim în locul acesta și să ne aducem aminte că, de fapt, tot ce este scris în Scriptură este pentru învățătura noastră și lucrul cel mai însemnat asupra căruia putem să ne gândim în orice tranzacție a vieții suntem invitați noi, fie că e vorba de târgul lui Esau, fie că e vorba de târgul pe care diavolul propunea lui Isus sau doamna aceea lui Iosif sau Belșațar lui Daniel. Biblia e plină de târguri, de propuneri din acestea de târguri. În acest context, cel mai însemnat lucru este ceea ce găsim scris în 1 Petru 1:17. Dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire, adică pe Dumnezeu, purtați-vă cu atenție în timpul pribegiei voastre pe acest pământ. Am o carte a lui Walter Brueggemann și ne spune nouă predicatorilor, aduceți-vă aminte că predicați unor exilați
predicați voi, omului Dumnezeu este în exil. Aduți aminte de lucrul acesta, este străin și călător și la aceasta face referire Petru spunând, purtați-vă cu atenție, cu maturitate, cu seriozitate în timpul pribegiei voastre, căci știți, și acesta e punctul cel mai însemnat de care trebuie ținut cont în orice fel de tranzacție, știți că nu cu lucruri pieritoare, nu cu aur și nu cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri. O moștenit de la părinți. Dar ce este aceasta? Sau dacă e de la părinții, e Dumnezeu. Nu. Nu. E posibil să fie un fel binecuvântat de viață sau să fie un fel de șer de viață. Din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri. Cu alte cuvinte, înțelegeți prețul cu care v-a prețuit Dumnezeu. Și în orice astfel de tranzacție, nu vindeți. Nu vinde adevărul, cumpără-l. Cumpără-l de la Dumnezeu. Nu-ți vinde viața sau ființa pe un astfel de preț, cum a fost târgul lui Esau. Știind prețul cu care ai fost plătit, tu vei fi omul acela care nu te vei îndupleca și înclina la niciun fel de ofertă, pentru că indiferent ce ar oferi viața și păcatul, niciodată ele nu se vor ridica deasupra a ceea ce a oferit Dumnezeu pentru viața și ființa noastră. Ori de câte ori vom privi aici, Sfânta Scriptură spune că suntem transformați. Ori de câte ori înțelegem lucrul acesta. E ceea ce a spus domnului Nicodim când acesta a întrebat cum se face așa ceva. Păi uite, așa ceva se face prin a înțelege că atât de mult a iubit Dumnezeu ființa ta că a dat pe singurul lui fiu, nu cu aur și cu argint. Așa să ne ajute Dumnezeu și să păstreze pentru totdeauna treaz și viu în conștiința noastră gândul prezenței sale cu noi. Amin. Amin. Încă un mesaj profund, încă un mesaj care răspunde întrebărilor noastre, încă un mesaj care ne apropie mai mult de divinitate și de ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi, în definitiv, de ceea ce gândim fiecare în drumul acesta spre mântuire, spre cer. Vedem câte provocări sunt, vedem că nu este ușor, dar știm că avem în Împărăția lui Dumnezeu, avem la Tatăl nostru un frate mai mare care își dorește din toată inima să fim în Împărăția cerurilor împreună cu El. Aceasta este dorința mea și cred că este dorința tuturor. Da, pe pământul ăsta nimic nu este ușor, ispite sunt la tot pasul, dar cred cu tot din adinsul că avem nevoie să înțelegem un mesaj profund ca acesta din seara, ce tocmai s-a încheiat, astfel încât să știm care este drumul spre Împărăția Cerurilor. Ai menționat ieri că a spus cineva cum să fac, adică îmi pierd libertatea dacă mă întorc la Dumnezeu. Este foarte însemnat să înțelegem intenția lui Dumnezeu cu noi. Și intenția lui cu noi se rezumă într-o singură mică expresie, ca să fii fericit. E pentru tine lucrul acesta, ca să fii fericit. Cum scrie pe niște reclame aici, dentistul nu te cheamă să te mutileze, ci să-ți redea zâmbetul. De asta e adevărat că procesul nu este simplu și nici ușor, dar mai pe urmă aduce bucuria aceasta. Categoric. Domnule pastor, avem câteva întrebări. Probabil că unele vor rămâne și pentru mâine, pentru că timpul nu cred că ne va ține cu noi. Pe de altă parte, avem și motive de rugăciune. Dacă doriți să ne rugăm pentru dumneavoastră, scrieți-ne motivele pentru care ați dori să mijlocim înaintea lui Dumnezeu. Merg cu întrebările și la final ne vom lua de data aceasta poate un timp mai rezonabil pentru rugăciune. După ce vom termina de răspuns întrebărilor, poate ne vom ruga împreună pentru motivele amintite. Prima din întrebările primite sună așa. Cum explicați porunca să nu ucizi
în legătură cu poruncile Domnului de a ucide alte popoare și ajutorul Domnului în lupta aceasta? Răspundeți la asta și apoi merg mai departe. Ea face parte din frământarea milenară a ființei umane în a înțelege pe Dumnezeu în realitatea răului. Problema aceasta m-a chinuit foarte mult și mai ales ca unul care a trebuit să răspund de ultimii 50 de ani la această întrebare frecvent a trebuit să răspund, m-am preocupat și Dumnezeu a avut milă de sufletul meu. În realitate, nimeni nu a fost omorât, ci a ales moartea. A ales un curs al vieții care a dus la moarte. Acesta a fost finalul. Dacă vom privi din perspectiva bunătății și dreptății lui Dumnezeu, vom înțelege că tot ce se întâmplă este urmarea unei alegeri, a unui curs în viața omului. Aceasta este ceea ce au spus egiptenii faraonului. Cineva m-a întrebat, dar așa, cu patimă, cine a omorât copiii în Egipt, auzi, întâi născuți, auzi, toată țara, jale, cine a omorât? Și eu i-am spus, faraon i-a omorât. Nu, zice acolo că îngerul Domnului a trecut și i-a omorât și i-am spus, niciodată, Moise, Dumnezeu știe unde este? În pledoaria lui Moise, împărate, Domnule, nu intra pe drumul ăsta, duce la pieire, este sinucidere ce faci. Nu bea o travă aceasta, pentru că nu te va ierta. Și în blocurile de la 11 septembrie, întreabă, unde era Dumnezeu atunci? Dumnezeu a fost în lupta care a fost dusă să nu se întâmple așa ceva și în lupta care a fost dusă să sprijinească pe cei care au suferit în urma acestor lucruri. E o temă largă, foarte largă aceasta, dar vreau să rămânem cu o simplă concluzie. Ceea ce se întâmplă în viața și ființa noastră este produsul unei alegeri, nu al unei fatalități. Mulțumesc frumos! Da. Conexiunea asta cu internetul. Am o întrebare ce continuă. Zice așa, este păcat să participăm la război și să ne angajăm în armată în calitatea noastră de creștini? Da, e o problemă foarte serioasă. Aici, în America, a fost lăsată la nivelul conștiinței și cred că acolo trebuie să rămână, la nivelul conștiinței. Dar dacă voi fi întrebat vreodată de un adevărat războinic, voi vorbi despre Desmond Doss. Acesta este războinicul lui Dumnezeu. Biserica nu ar fi trebuit niciodată să fie prezentă într-un război de o parte sau de alta, ci ar fi trebuit să fie prezentă în războiul împotriva războiului, adică al desființării ideii de război și al aducerii păcii pe pământ. Acolo trebuie să lupte biserica. În momentul în care ea se aliniază, atunci aceasta este o trădare. Pe de altă parte, ea este justificată și binecuvântată înaintea lui Dumnezeu să lupte pentru apărarea și salvarea vieții celor care sunt atacați. Trebuie să izbăvește pe cel târât la moarte, spune Scriptura, și scapă pe cel ce este aproape să fie junghiat. Fă tot ceea ce cugetul tău te va îndemna și te va ajuta să înțelegi pentru acest lucru. Și textul din Proverbe continuă, dacă zici, ah, n-am știut, dacă nu-ți pasă, spre exemplu, nu știu dacă dumneavoastră păstrați un jurnal al rugăciunii pentru războiul din Ucraina, continuați lucrul acesta. Și nu vă rugați numai pentru Ucraina, rugați-vă și pentru Rusia. Ca bunul Dumnezeu să lucreze în inimile oamenilor, să schimbe inimile lor, că de acolo a pornit războiul, din inimile oamenilor. Ceea ce vedem noi acum e partea văzută a icebergului. Nu știu dacă sunteți prezenți cu rugăciunea în cutremurul acesta cumplit din sudul Turciei și nordul Siriei. Iubiții mei, nu trebuie să fim indiferenți față de ce se întâmplă. O soră de la biserica precedentă unde am fost ne-a învățat ceva într-o zi și ne-a spus așa. Când auzi salvarea sunând cu sirena pe stradă, roagă-te.
acolo e cineva care e în pericol și în primejdie, slăvește pe Dumnezeu că tu nu ești acolo, dar luptă cu rugăciunea ta, participă. M-a criticat cineva aproape că m-a înjurat, că m-a rugat pentru Saddam Hussein când îl spânzurau în seara aceea și am zis, Doamne, mai e o clipă. Tu poți să faci luptă încă o dată, deschide încă o dată și s-a întâmplat ceva încurajator. Fratele lui n-a fost spânzurat în acea seară în care se plănuise spânzurarea lor. Dar nu trebuie să fim indiferenți niciodată față de acel lucru, nici nu trebuie să călcăm pe conștiința noastră. Aici, în Statele Unite, se respectă un cetățean a cărui conștiință nu-i permite să poarte armă, dar care la rândul lui face tot ce poate să sprijinească pe cei care suferă și care își pierd viața. Ați observat că acest sfânt printre noi, Desmond Doss, injecta cu morfină atât răniți americani cât și pe cei japonezi. Nici o diferență n-a fost la el în direcția aceasta. Și ați observat că după ce a fost bătut pentru credința lui la început, când a declarat că este necombatant, dar își jertfește viața pentru salvarea celor răniți și după cel ce l-a bătut a fost salvat de el, fără picioare, trăiește astăzi în Statele Unite. Și a spus, dacă m-am înșelat cu privire la cineva în viața mea, ești tu. Niciodată nu m-am înșelat cu privire la un om în felul în care m-am înșelat față de tine. Mulțumesc frumos! Deja vin reacții din partea celor care sunt prezenți aici cu noi. Motive de rugăciune, unele sensibile, altele care pot fi făcute și publice. Avem nevoie să ne susținem unii pe alții. Și laudă lui Dumnezeu pentru cadrul acesta foarte intim care s-a creat pentru liniștea sufletului nostru. Mă bucur de tine. Lucrez ca un cântăresc la orgă. Văd că și conduci pe computer și în același timp selectez cu înțelepciune lucrurile acestea și Dumnezeu să-ți binecuvânte lupta și efortul tău. Amin. Care este cel mai mare păcat pe care Iisus ni l-a zis să nu-l facem? Da. Legat de denumirea aceasta, păcatul împotriva Duhului Sfânt sau păcatul fără iertare, am auzit multe în viață, am predicat multe și chiar am și suferit ceva de pe urma acestui lucru. Aș vrea să înțelegem bine că păcatul acesta este unul singur și este lepădarea sau respingerea sau neprimirea aceluia care este răspunsul situației noastre. Epistola către Evrei, capitolul 6 și capitolul 10, un ecou al capitolului 12 din Matei, unde a vorbit Mântuitorul despre păcatul împotriva Duhului Sfânt. Ce face Duhul Sfânt? Care este lucrarea lui? El mă prezintă pe mine, a spus Iisus. Vine la tine și uite cum ți-a fost mișcat sufletul astăzi și ai simțit lucrul ăsta. Sau cum mi-a spus doamna de la primărie, care a venit cu copiii de la școală, s-a amestecat și dânsa printre copiii acolo și nu știu ce căuta acolo. Dar a venit la sfârșit, a plâns și a spus, nu mi-a mai fost mișcat sufletul de ani de zile. După ce i-am prezentat copiilor lupta și lucrarea lui Dumnezeu pentru împlinirea vieții noastre, atunci lucrul acesta trebuie avut în vedere primordial. Aceasta este primul lucru. Păcatul împotriva Duhului Sfânt constă în a tăia coarda care te ține legat când ești pe munte sau pe prăpastie. Mântuitorul a definit așa, când va veni Duhul, te va convinge de păcatul care constă în a nu mă crede pe cuvânt. Când vorbesc cu tine, în necredință, că ei nu cred în mine. Aceasta a spus Domnul Hristos. În Evrei, capitolul 6, de obicei se citește până la versetul 7, sfârșește prin a-i se pune foc. Și nu se citește în continuare versetul 8, care spune, măcar că vorbim astfel, prea iubiților, cine sunt? De la voi așteptăm lucruri mai bune care însoțesc mântuirea. Aceasta este Evanghelia întreagă.
pe acest capitol 6 și păcatul fără iertare despre care se vorbește aici, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcat. Capitolul 10, ei răstignesc din nou pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit și 6 la fel și Matei 12. Acestea sunt preventive. Ne este scris lucrul acesta ca să nu ajungem acolo. Și în capitolul 10 definește clar lucrul acesta. Dacă păcătuim cu voia, ni s-a spus la biserică, dacă știi că e păcat și l-ai făcut, nu are niciun fel de iertare, ne-a spus un om. Omul acesta mi-a tulburat sufletul, nu am luat ce a spus el, dar m-am gândit că alții vor lua, probabil. Și într-o zi, când am trecut pe lângă curtea lui, o găină nefericită a avut ideea să sară în grădina de flori. Și dumnealui atâta de mult iubea florile și atâta de mult ura găinile care săreau între flori, încât a luat o bucată de lemn și când i-a ars-o, n-aia s-a ridicat afară. Și atunci găina săraca se chinuia cu mațele, cu ficatul rupt acolo și dumnealui îmi spune acest lucru. Frate, tai-o dumneata că eu nu tai găini. Am luat-o și am tăiat găina a zis thank you, brother. A fost foarte mulțumită, dar mă gândeam la lucrul acesta. El e omul care a spus, dacă știi că e rău și faci rău ăsta, nu te va ierta nicio. Nu despre asta este vorba. Nu despre aceasta este vorba. Vă scriu să nu faceți lucrul acesta. Dar dacă cineva a păcătuit, avem o cale care se numește Eu sunt calea înapoi la Dumnezeu. Eu sunt vinovat dacă atunci când am căzut, am refuzat oferta aceasta întoarce. Acesta e păcatul, dar mă opresc pentru că e un larg concept. El se rezumă în două, trei cuvinte, la a-L crede pe Dumnezeu pe cuvânt și la a-L primi în viața noastră. Amin. Acum este acest timp pentru oricare dintre noi, astăzi și nu altă dată. Indiferent de vârsta pe care o avem, că suntem mai tineri, că suntem adolescenți sau că suntem mai în vârstă, astăzi este timpul pentru a răspunde unei astfel de chemări și să ne ferească Dumnezeu să facem vreodată un astfel de păcat al respingerii continue a Duhului Sfânt. Sunt convins că Duhul Sfânt a vorbit și vorbește prin dumneavoastră în seara aceasta. El îndacă foarte multe forme, de la Evanghelie, la cuvântul predicat, la o persoană care cu care te întâlnești și îți zâmbește sau te învață de bine, de la un context în care te afli și ai o învățătură potrivită de luat, Duhul Sfânt este prezent acolo. Următoarea întrebare sună în felul următor. Cum pot deosebi glasul lui Dumnezeu de glasul satanei? Este întrebarea lui Natalie. Da, lucrurile nu rămân fără efect. Și sunt semne imposibil de confundat. Și anume, glasul lui Dumnezeu aduce pace în suflet, aduce bucurie, aduce convingere, aduce o stare generală de bine, scrie în cartea profetului Isaia, sănătatea va încolți repede, bucuria ta va... sunt semne clare ale prezenței lui Dumnezeu, și sunt semne clare ale prezenței diavolului. Ați citit foarte bine ceea ce scrie despre Samson în momentul în care a luat hotărârea aceea. Zice să-și deschidă sufletul în fața acelei persoane, lucru care trebuia să se întâmple doar cu Dumnezeu. Și atunci Biblia spune că în clipa în care a luat hotărârea, de unde e hotărârea asta? De la Dumnezeu sau de la Satana? Păi scrie acolo în Biblie așa. După ce a luat hotărârea aceasta, s-a umplut de o neliniște de moarte. Aceasta a venit peste el. Și regăsim în mai multe locuri aceeași reacție. Astfel că observă cu atenție ce se întâmplă în sufletul tău. Coboară-te în tine însuți. Înțelege motivele pe care le ai, înțelege scopul pe care îl urmărești, înțelege natura mijloacelor pe care le folosești. Dacă vei face lucrul acesta în lumina prezenței lui Dumnezeu, e cu neputință să confunzi glasul lui Dumnezeu cu glasul satanei. Și totuși, de atâtea ori în viață am făcut lucrul ăsta, am călcat pe urmele
apostolului Petru, care nu știe că îl mână Satana și a încălcat pe urmele apostolului Ioan și apostolului Iacob, care nu știu de ce duh sunt mânați. Ne mână un duh. Care duh? Păi n-am mai timp să vedem care duh. Și atunci Iisus spune, nu știți, ignorați duhul care vă mână. Fiul omului nu este acesta. Nu mă cunoașteți pe mine și din motivul acesta ați primit un astfel de gând. Spunând aceasta, vreau să subliniez însemnătatea totală, capitală, definitivă a cuvintelor Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a spus așa, viața veșnică este să te cunoască pe tine când ai cunoscut singurul Dumnezeu adevărat și să cunoască pe acel Iisus pe care l-ai trimis tu, pe care l-au fabricat oamenii sau imaginația noastră. Aceasta este viața. Cunoașterea lui ne va ajuta totdeauna să înțelegem diferența sau deosebirea. Cu acordul dumneavoastră vom mai prelua două întrebări și apoi vom dedica un timp pentru rugăciune. Care este închinarea în duh și adevăr? Cum putem să o înțelegem? Aceeași lege funcționează aici. Ați observat acel moment atât de intim, vă rog, când citim Scriptura, așezați-vă acolo lângă fântână. Eu sunt persoana asta care întreabă așa ceva. Uite, Doamne, am moștenit de la părinții noștri o anume religie. Voi spuneți altfel. Nu știu ce să cred, dar știu soluția. Soluția este Iisus, spune ea. Când va veni El, Mesia, El ne va ajuta să facem deosebirea aceasta. Și atunci Mântuitorul nostru rostește unul din rarele cuvinte, rarele ocazii în care vorbește. Eu, cel ce vorbește cu tine, sunt acela. Wow! A fost ceva de neimaginat. Același lucru suntem chemați noi să facem. Să supunem lui Dumnezeu credința noastră, ce gândim despre El. Este un permanent dialog, este o linie deschisă permanent. Niciodată, acesta nu este un eveniment, ci este pulsul inimii noastre, care nu se oprește niciodată, fie că e treaz ziua sau doarme noaptea, scrie Scriptura. Lucrul acesta lucrează în viața noastră. Gabi ne scrie așa, slăvit fie Dumnezeu, sunt unele dintre cele mai profunde învățături spirituale pe care le-am auzit. Mulțumim pentru mesajul acesta. E numai un mic început acesta. Da? Știți că la un moment dat le-a spus Iisus ucenicilor, până acum n-ați cerut nimic. Cum, Doamne, n-am cerut, dar câte ani cerut? Păi nu, asta e nimic în comparație cu ce se poate. Și lumina adevărului Dumnezeu continuă să crească cu fiecare nouă generație și cu fiecare ființă este unică în fața lui Dumnezeu, are o perspectivă unică asupra Domnului și de-aia noi ne adunăm împreună și punem pe masă tot ce am văzut cu privire la Domnul și ne îmbogățim sufletele unii altora. Trebuie să vă spun că niciodată n-aș fi explorat această serie, Prețul Dorinței, decât când am stat în genunchi, în rugăciune și rugăciune și mergeam prin casă și mă rugam și la volan, Doamne, ce să fac? Tu, Coti, mi-ai spus, Doamne, uite, asta vrem să facem, dar bine, facem, dar ce punem acolo în zilele astea? Ce punem acolo? Și deodată s-a aprins lumina asta în suflet. Uite, observă prețul dorinței, mută de la fapte și material, mută în domeniul inimii și acolo învățăm lucrul acesta. Niciodată, deci dacă nu era această ocazie, nu văd unde sau cum aș fi putut învăța acest lucru. Ne îmbogățim sufletele unii altora. Amin. În Domnul. Spunea tot Gabi, Costi, îți spun sincer, de-abia aștept să mai fie sesiuni din astea. Să ne ajute Dumnezeu. Să ne ajute Dumnezeu. Văd că ești bun negustor, Costi, și știi să... Da. Ultima întrebare și apoi o să răspund uneia dintre întrebările venite, pentru că mi se adresează. Cui trebuie să ne mărturisim păcatele? Cea din urmă întrebare din seara asta. Cui trebuie să ne mărturisim? Păi cui trebuie să le mărturisim? Cui i-am făcut rău? Nu e normal așa? Ce rost are să mă duc la vecinul din dreapta dacă i-am spart geamul lui cel din stânga? Trebuie să mă duc la vecinul acesta.
Și ce drept are vecinul ăsta din dreapta? Vă rog să citiți cartea Floarea Soarelui sau The Sunflower a lui Elie Wiesel cu privire la iertare. Ce drept are vecinul acesta din dreapta să-mi zică mie te iert pe tine că ai spart geamul lui cel din stânga? Nici de cum. Deci trebuie să mă duc la cel împotriva căruia am greșit. De unde am învățat treaba asta? De la David. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit. Pe cum adică? Da, ai păcătuit împotriva Bathsheba, împotriva lui Urie, împotriva armatei, împotriva țării, împotriva istoriei, oriunde va fi soarele, se va spune. Știu aceste lucruri, dar originea și adevărul din care izvorăsc toate acestea e faptul că am păcătuit împotriva lui Dumnezeu. Și de fiecare dată când păcătuim într-un fel sau altul, El, Mântuitorul nostru, se identifică cu persoana sau cu situația în care noi am păcătuit. Mie mi-ai făcut așa ceva. Dacă ținem lucrul acesta, ținem cont de lucrul acesta, prieteni dragi, este o schimbare a vieții și a perspectivei, așa cum îi spunea Iisus lui Nicodem, nu mai căuta să înțelegi că nu se poate pricepe lucrul ăsta, dar se vede. Se vede. Dacă înțeleg, aceasta vreau să și continui să predau în seria noastră Școala Prieteniei cu Dumnezeu, la care, pe care vă invit să o accesați online. Următorul episod va fi uploadit curând. Și vreau să învățăm un singur lucru aici, simplu de tot, că Dumnezeu ne este prieten și noi putem să răspundem lui Dumnezeu prin prietenia noastră față de El. Aceasta e temelia umblării noastre cu Dumnezeu. Vă mulțumim mult pentru răspunsurile și din seara aceasta. Vor continua întrebările și mâine seară. Le așteptăm din partea dumneavoastră. Puteți să scrieți chiar și peste zi pe numărul de WhatsApp, fără niciun fel de problemă, pentru că noi le vom prelua. Dacă aveți întrebări, dacă Duhul Domnului vă inspiră cu anumite dileme, trimiteți-ne-le pentru a le pregăti pentru mâine seară. Mâine seară, așa cum știți, va fi ultima întâlnire din cadrul acestui program spiritual alături de pastorul Nicu Butoi, dar nu cea finală în ceea ce privește legăturile noastre, pentru că dacă va exista interes, sunt convins că vom putea să mai facem întâlniri de genul acesta. Mă întreabă cineva dacă aceste conferințe sunt înregistrate și unde pot fi ele găsite. Ulterior acestor momente în care suntem împreună aici pe Zoom, aceste conferințe au fost înregistrate și apoi vor fi postate pe pagina de YouTube a Bisericii Adventiste de ziua 7-a cu Zavodă. Le veți găsi acolo editate, cel mai probabil începând de săptămâna viitoare, și de asemenea ele vor fi date și către Biserica Adventistă din Atlanta, de limbă română, așa că le puteți găsi și pe pagina lor, cel mai probabil o să discutăm aspectele acestea legate de tehnologie, nu știm cum. Sper să nu ne certăm, adică probabil că nu o să ne certăm. Noi facem lucrarea Domnului spre lauda Lui. Important este să fie în cât mai multe locuri. Personal, și cred că și pastorul Nicu Butoi este în asentimentul meu, nu este treaba noastră asta. Băieții din spate, de la tehnic, știu ei mai bine cum se facă lucrurile astea. Noi avem alte atribuții, de asta suntem o echipă spre lauda Domnului. Domnule pastor, mai spuneți o dată, vă rog, știu că ați explicat și ieri seară sau alaltăieri seară, nu mai rețin, cum pot oamenii să se înregistreze la școala de care vorbeați dumneavoastră? Da, e simplu, intrând pe pagina Bisericii Atlanta Romanian SDA, acolo este locul acesta cu privire la Școala Prieteniei cu Dumnezeu, este un fel de catalog, acolo ne înscriem, o să primim o diplomă de absolvire. Lucrul acesta contează pentru decizia unora dintre noi cu privire la botez. Urmăresc în serie aceasta Școala Prieteniei cu Dumnezeu principalele aspecte ale pregătirii noastre, primii pași, vreau să spun, sau pașii decisivi care preced legământul nostru cu Dumnezeu, după cum l-a întrebat Filip pe Famen Etiopian, zice,
El a zis, ce mă împiedică să mă botez? I-a spus, te împiedică ceva. Ce? Păi în cazul că nu crezi, n-are rost să te botezi într-un nume în care nu crezi. Și el a spus, nu, eu cred din toată inima. Ok, opriți carul, l-a dat jos și a fost botezat. Aceasta era. Și acesta este obiectivul. Așa să ne ajute Domnul. Așa să ne ajute Domnul. Pastore Nicu Butoi, sunt două mari teme de rugăciune în seara asta. Una vă propun să o luați dumneavoastră și vă las libertatea să o alegeți primul și pentru a doua mă voi ruga eu. Prima dintre teme care a fost adusă înaintea noastră este motivul de a ne ruga pentru adolescenți. Adolescenții de pretutindeni și, bineînțeles, adolescenții din viața unora dintre noi. Au nevoie de susținerea în rugăciune. Trec printr-o perioadă a vârstei cu multe întrebări, multe ispite, multe provocări. Unii nu au maturitatea necesară pentru că nici nu au cum să o acceseze având în vedere vârsta pe care o au. Și sunt mari dileme în mintea părinților. La un moment dat, unii dintre ei efectiv nu știu cum să mai acționeze. Pe de o parte, și pe de cealaltă parte, ce a apărut frecvent printre cererile de rugăciune este legat de părinții noștri, indiferent de vârsta pe care o au ei, că sunt mai tineri, că sunt mai cu experiență, au apărut ideea aceasta de a ne ruga pentru părinți, în mod special pentru mame. Sunt câteva persoane care ne-au scris despre lucrul acesta. Și am să mă rog personal pentru părinții noștri, pentru mamele din viața noastră. Așadar, aș dori să spun un cuvânt înainte de a ne ruga pentru adolescenții noștri. Vă rog. Cer lui Dumnezeu ca noi, ca părinți și biserică, să citim cuvintele lui Moise. Doamne, dacă adolescenții noștri și copiii noștri și tinerii noștri nu te vor cunoaște pe tine, sau aș vrea, spune Moise, să nu fiu. Adică era atât de angajat în rugăciunea aceasta. Și biserica trebuie să fie angajată la fel. Păcatul ignorării copiilor sau adolescenților sau tinerilor din biserică, păcatul acesta se plătește greu. Se plătește prin neființa, prin distrugerea unei biserici. Mă opresc aici că e un domeniu larg. E un domeniu. Poate într-o ocazie o să abordăm subiectul acesta, pentru că părinții au nevoie, pe de-o parte, să înțeleagă un mesaj în privința asta, un mesaj de încurajare, un mesaj de susținere. Pe de altă parte, adolescenții au nevoie să vadă și o altă perspectivă venită din partea unui om trecut prin viață și cu experiența, expertiza necesară în ale Scripturii pentru niște gânduri inspirate. Vă invit să ne rugăm. Am să vă rog pe dumneavoastră să înălțați prima rugăciune și apoi mă voi ruga pentru părinți și pentru mamele din viață. Tată, îți mulțumim mult pentru un alt privilegiu al rugăciunii care ne aduce în prezența ta într-un fel aparte, din sala de clasă, în templul închinării înaintea ta, Doamne. Și îți mulțumim pentru harul acesta. Acum venim înaintea ta cu ceea ce ne este mai scump în ochi, pe pământul acesta. Singura noastră avere, copiii noștri, amin. Copiii familiei, copiii bisericii, copiii străzii, copiii, oriunde sunt ei, tineri, adolescenți, tineri adulți, oriunde sunt ei în zbuciumul lor, în umblarea lor cu tine, te rugăm, Doamne, să faci pentru ei ceea ce ai făcut și pentru noi. Amin. Ne-ai luat întunericul vieții și sufletului, ne-ai bătut pașii de pe calea morții și suntem aici astăzi ca să putem mărturisi lucrul acesta și pentru ei, dar cu mult mai mult și mai înalt. Și Doamne, Dumnezeu nostru, ajută-ne ca noi, ca părinți și biserică și familie, să fim primii, mâna dreapta ta de lucru pentru tinerii noștri și copiii noștri și adolescenții din biserici și din familii.
Încredințăm această generație sfântă ție, Doamne. Te rugăm Amin. Să ne ajuți să le fim cu adevărat de ajutor și să faci, Doamne, ca ei să ducă mult mai departe, mult mai înalt și mult mai profund cu gândul cunoștinței de Dumnezeu în această lume. Amin. Îți mulțumim, Doamne, care ne-ai trimis paște mielușii mei, paște oițele mele, paște oile mele. Îți mulțumim pentru trimiterea aceasta. Amin. Amin. Bunule Tată Ceresc, mijlocim în continuare pentru părinții noștri. Amin, Doamne. Te rugăm, Doamne, să-i ocrotești Tu acolo unde sunt ei, să ai grijă de ei, să le dai Tu, Doamne, sănătate, să le dai Tu înțelepciune, să ajuți, Doamne, să nu-și piardă memoria, ci să fie întotdeauna cu mintea limpede. Ajută-ne, Doamne, și pe noi să-i respectăm, ajută-ne să le fim un ajutor, un sprijin, ajută-ne să avem răbdare, așa cum și eu au avut răbdare cu noi, și vă, Doamne, ca indiferent de vârsta pe care o au, să le arătăm cât de mult te iubim. Amin. Și doar prin vorbe, ci prin fapte, printr-o apropiere de ei și prin a înțelege. Te rugăm, Doamne, ajută-ne să nu-i facem de rușine. Ajută-i, Doamne, Tu ca să putem să ducem mai departe un nume bun și ajută-ne, Doamne, ca să nu ne lepădăm niciodată de ei, chiar dacă poate prin atitudinea lor, prin felul lor de a fi, nu au împărtășit aceleași principii ca noi. Sunt părinții noștri prin care Tu ne-ai adus în lumea aceasta și Te rugăm, Doamne, ajută-ne să rămânem lângă ei, indiferent de alegerile pe care le vor face. Amin, Doamne. Rugăm, Doamne, pentru mamele noastre, aceia care le mai avem. Ajută-ne, Doamne, Tu să le prețuim. Ajută-ne, Doamne, Tu să le îmbrățișăm. Ajută-ne, Doamne, Tu să le pupăm mâinile, pentru că Amin, fac atât de multe lucruri frumoase pentru noi. Ajută-ne, Doamne, Tu să ne abținem atunci când poate nu suntem de acord, poate ne mai dojenesc, poate mai spun și ne mai dau un sfat care poate nouă nu ne convine. Ajută-ne, Doamne, Tu să ne abținem, să nu reacționăm, ci întotdeauna să ne gândim la binele pe care Tu l-ai făcut prin aceste femei în viața noastră. Amin, Doamne. Te rugăm, Doamne, să le ocrotești, să le dai Tu, Doamne, sănătate, să le dai Tu înțelepciune, să le ajuți Tu, Doamne, să fie cu adevărat o lumină pentru Tine, pentru cei apropiați. Rămâi cu binecuvântarea Ta în casele unde există părinți, în casele unde există mame și fă, Doamne, ca întotdeauna să putem să prețuim locurile acestea, pentru că nu clădirile, nu curțile, nu casele, indiferent cât de mari sau mici ar fi, reprezintă acasă, ci acasă reprezintă părinții noștri. Amin. Am rugat și îți mulțumim în numele Domnului nostru Iisus Hristos că ne vei face privilegiul de a-i reîntâlni pe părinții cei care i-am pierdut în împărăția Ta. Și vă, Doamne, ca această dorință se poată împlini și în viața acelora care încă sunt în viață. Amin. Am rugat în numele Domnului nostru Iisus Hristos și îți mulțumim. Amin. Amin, Tată.